Vă salut, dragi privitori! Mulțumesc că ați ales canalul Vedete Live România. Cătălina Ponor a devenit mamă pentru prima dată. Fosta campionă a adus pe lume un băiețel. Ea și soțul ei, Bogdan Jeanu, sunt în culmea fericirii, iar gimnasta de 35 de ani a împărtășit cu publicul prima poză în care apare și mânuța nou-născutului, în cadrul postării făcute pe contul ei de Instagram. Proaspăta mămică a inclus fotografia cu mânuța băiețelului ei în mâna sa și a adăugat o descriere prin care a spus totul cu puține cuvinte, Aure Veridin. Totul nostru. A scris Cătălina Ponor în descrierea postării pe care a pus-o și pe story cu un nou mesaj: noi am făcut acest miracol pentru soțul ei, foste colege de breaslă, printre care și Larisa Iordache, i-au transmis urările lor de bine și s-au arătat emoționate de vestea cea mare. Cătălina Ponor s-a căsătorit cu Bogdan Jeanu, în vârstă de 52 de ani, în luna iunie a acestui an. Tripla campioană mondială a împărtășit la acel moment câteva imagini speciale de la frumosul eveniment. Deși preferă să fie discretă cu viața personală în general, în luna august, gimnasta a dezvăluit și faptul că urmează să devină mamă pentru prima oară și a publicat astfel prima fotografie cu burtica de gravidă. Luna trecută, Cătălina și soțul ei au făcut public și faptul că vor fi părinți de băiețel. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.